Acum, masca te protejează în a da tu la altcineva boala și te protejează și ea, nu o contracta, dar nu o cu pretexte foarte bune. Practic, când intri în contact cu alte persoane, când mergi în zone aglomerate, când mergi în încăperi, unde nu știi cine a fost înainte. Dar dacă ești la tine acasă, dacă ești în curte, dacă mergi pe stradă și nu sunt persoane multe în jurul tău, nu este necesar să porți masca. Pe stradă încă este o discuție. Dacă cumva este un vânt mai puternic care ridică praful care e posibil să fie contaminat, este bine totuși să porți masca. Cea mai bună mască care te protejează este masca FF2. Celelalte măști creează doar o barieră în fața nasului și gurii care împiedică ca tu să răspândești boala dacă ești infectat, dar te și protejează puțin pentru că aerul intră doar în jurul măștii și mai puțin prin intermediul materialului care te protejează. De aceea, foarte multă lume spune, nu am mască, nu pot să port așa ceva când mă duc la magazin sau mă duc pe stradă, în zone mai aglomerate sau am o activitate. Eu cred că această mască nu este o mască specială. Poți să spui orice material de protecție, un bubac, o cârpă, orice, doar să fie protejată partea din față pe unde poți respira sau contamina pe altcineva.